Un bărbat de 47 de ani a murit într-un accident seara trecută în apropiere de localitatea Paradina din Delta Dunării. Potrivit ISU Tulcea, pompierii au fost sesizați prin apel la 112 despre producerea evenimentului în urma căruia o persoană a rămas încarcerată. La fața locului au fost trimise forțe cu mijloace specifice de descarcerare și embarcațiune din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea. Pompierii au extras victima din autoturism și au predat echipajului medical de la Serviciul Județean de Ambulanță. În ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul avea leziuni incompatibile cu viața.